scandal la Cluj. Liviu Dragnea, ateptat de protestatari. Zeci de jandarmi au fost mobilizați. Foto. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, miercuri dimineață, la Înalta Curte de Casație sublinierei Justiție, unde a fost citat pentru audieri în dosarul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu sublinierei instigare la fals intelectual, alturi de fosta sa socie sublinierei de fost subliniere tia angajați ai Gasp Teleorman. La sediul ICJ s-au adunat mai mulți contestatari ai SEI sublinierei au fost mobilizați zeci de jandarmi, scrie news.ro. Edin Ca de judecat este programat de la 1000, iar Liviu Dragnea a ajuns cu puțin timp înaintea acestei ore. La sediul instanței supreme a fost mobilizat un număr mare de jandarmi, iar Liviu Dragnea subliniere i-a făcut drum cu greu printre jurnale subliniere ti. El nu a făcut nici o declarație. În fața instanței supreme s-au adunat sublinierei mai mulți contestatari ai liderului PSD. În 15 februarie, Instanța Supremă a stabilit ca Liviu Dragnea să fie audiat pe 21 martie, în acea subliniere zi cu cei trei inculpați care subliniere i-au recunoscut vinovăția ei în acest dosar, Adriana Botorogeanu, Gheorghe Nicu subliniere or subliniere Ianisa Stoica. De asemenea, ar urma să fie audiați sublinierei trei martori propus sublinierei de Liviu Dragnea, Silvia Oprescu, secretar al CJ Teleorman, Liliana Magheru, director în CJ Teleorman, sublinierei Timotei Stuparu, secretarul PSD Teleorman. La termenul de judecat din 15 februarie, au fost audiați subliniere ase martori, primarul sectorului 3, Robert Negoic, subliniere IFO subliniere TI sau actuali angajați ai Gasp Teleorman subliniere ai Consiliului Județean. Procesul în care liderul PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz în serviciu sublinierei instigare la fals intelectual, alturi de fosta sa socie sublinierei de fost subliniere tia angajați ai Gasp Teleorman, a fost reluat de la 0 de C3 în 3 octombrie 2017, când la instanță a fost prezent sublinierei liderul PSD. La sosirea la ICJ, Dragnea a fost asubliniere peptat de un grup de contestatari care au agitat cetul sublinierei sublinierei au strigat la pus subliniere cerie, iar la plecare a fost asubliniere peptat de mai multe persoane aduse de cetre Codrin Tefnescu. În acest dosar, presubliniere dintele PSD, Liviu Dragnea, a fost sunt judecat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în 15 iulie 2016, pentru instigare la abuz în serviciu sublinierei instigare la fals intelectual, fiind acuzată alturi de fosta sa socie sublinierei de fost subliniere tia angajați ai Gasp Teleorman. Potrivit procurorilor, în perioada iulie 2006-decembrie 2012, Liviu Dragnea, în calitate de presubliniere edinte al Consiliului Județean Teleorman, respectiv de presubliniere edinte al PSD Teleorman, a determinat-o pe Floarea Alesu, la acea vreme director executiv al Direcției Generale de Asistență Socială sublinierei Protecția Copilului Teleorman,
puse în subliniere INT alce atribuțiile de serviciu prin menținerea în funcție subliniere implicit plata drepturilor salariale pentru două angajate ale aceleia subliniere instituții. În realitate, cele două persoane sublinierei au des subliniere urat activitatea la sediul organizației județene Teleorman a partidului politic al cerui presubliniere din teiera inculpatul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urmă, susține DNA. Fosta soție a lui Dragnea, Bombonica Prodana, este acuzat de abuz în serviciu, alături de fost subliniere T subliniere FI din Direcția Generală de Asistent Social subliniere I Protecția Copilului Teleorman. Bombonica Prodana a fost pus sub acuzare pentru ce, în perioadele 3 martie, 1 august 2008 sublinierei 3 iulie 2009, 1 august 2010, nu a sancționat două subordonate încadrate în funcția de referent la instituțiile pe care le conducea, de sublinierei subliniere tia ce nu s-au prezentat la serviciu sublinierei nu au respectat prevederile contractului individual de muncă sublinierei fi sublinierea postului. La cererea Bombonicii Prodana, care a invocat o excepție de neconstituționalitate, instanța supremă a sesizat Curtea Constituțională în privința definiției abuzului în serviciu. CCR a decis ce impunerea unui prag valoric în ceea ce prive subliniere de abuzul în serviciu este de competența Parlamentului, precizând ce reglementarea valorii pagubei sublinierei gravitatea VTMR-ii rezultate din comiterea faptei de abuz în serviciu este necesar pentru delimitarea răspunderii penale de celelalte forme de răspundere juridic. Ministerul Justiției a anuncat ce, urmarea deciziei CCR, infracțiunea de abuz în serviciu urmează să fie redefinit, inclusiv prin instituirea unui prag valoric. Tot miercuri, magistrații în altei curci de casație sublinierei justiție, ICJ, judec procesele în care sunt trimis sublinierei în judecat presubliniere dintele Senatului, Celin Popescu Tericianu, sublinierei fostul vicepremier Gabriel Oprea. Toate cele trei procese au fost reluate de la zero în toamna anului trecut, după ce judectorul care a înlocuit-o în complet pe Ana Maria Dasclu, care s-a pensionat, a decis readministrarea probelor, invocând o decizie CEDO.